Să întoarce mingea înapoi, nu intră în pui. Salut băieți și fete și bine v-am regăsit la un nou video. Numele meu e Rasti și astăzi, fraților, facem cel mai șmecher challenge. O învăț pe sora mea să joace fotbal și nu numai cum văd, o și fac să dea lovituri, cele mai spectaculoase lovituri din pe care le-am găsit pe net. Da. Ok, deci cum am zis, nu învăț așa ușor fotbal, o învăț cât mai șmecher. Îmi place să fac challenge-urile cât mai șmechere și să o învăț cât mai bine. Ok, fetul, dacă mai vreți videoclipuri și vloguri în continuare pe acest canal, nu uitați să rupeți butonul de like și să lăsați repede un comentariu cum vedeți acest videoclip, cum intrați pe el. Vă ajută foarte mult, nu uitați să dați un subscribe și clopoțel cei care sunteți noi, că o să mai facem în viitor o groază de chestii de astea șmechere și o să facem vloguri cât mai retardate și mai de groază. Stormea aici zici că e pe balet așa conga, haide. Așa și nu uitați să dați un share, să ne puneți la story cu acest videoclip dacă v-a plăcut și mai vreți. Hai să trecem la videoclip. Perfect. Și ce o să facem în videoclipul de astăzi? Am selectat 8 videoclipuri, cele mai șmechere goluri, 9 videoclipuri pe care le-am găsit pe YouTube și cele mai spectaculoase. Și o să încercăm să le facem, da? Am descărcat o aplicație pe telefonul lui sora mea, se numește Number Generator Random, ceva de genul, nu știu cum se numește. Ok, o să vă las eu pe aici undeva pe ecran ca să vedeți care e aplicația. Am numerotat videoclipurile, 1, 2, 3, 4 până la 8, da? Dacă nu ne pică numărul 8, facem numărul 8, videoclipul cu numărul 8, da? Și acum sper și de noroc să prindem cât mai șmechere, cât mai șmechere videoclipul și Fabiana să pice cât mai ușoare, că dacă nu îmi pică dălea ușoare la ea, e nasol. Acolo în videoclipurile alea sunt și videoclipuri cu goluri mega așa mai nespectaculoase, dar și foarte, foarte spectaculoase, așa că hai să vedeți despre ce e vorba și eu sper că o să fie forță. Deci rupeți un like și comentariu, haide, bine. Fabio, ești pregătită? Da. Perfect, haide. Hai, arată-ne aici. Deci un număr de la 9, da? Stai să dăm, stai să vă arătăm. Ia uite. Incredibil, bă, dar ești eroare, bă, ești eroare, bă. Da, ăsta alege numere random, da? Ba, 9, 6, 1, 3, da? Și hai să-i dăm acum, deci, bam. Eu am ales numărul 9, eu sunt primul acum. Perfect, uite aici o să aveți videoclipul care trebuie să-l facem acum. Ea trebuie să-mi dea mingea de acolo, trebuie să fac schema pe care a făcut-o Neymar. Și o să încercăm să o facem cât mai aproape. Unele sunt mai, cum să vă spun, unele sunt mai grele, unele sunt mai spectaculoase, unele mai nu. Deci cum ne pică, ale le facem, să sperăm că poate să le facă și Faba, da. Și hai să vedem prima schemă, număr 9. Stân așa telefonul. Ai onoarea să apeși 2. Schema 2. Da, bine, eu nu știu să dau cu capul. Asta e ce să fac. Eu când dau cu capul, eu țin mă rugiu. Eu spun centrare, înseamnă că râdem dacă nu. Păi da, că de obicei râzi numai de mine. Păi dar normal că nu mai dă tine. Dar cine să fie mai fraieră să râdem de ea? Tu ești mai fraieră? Uite-te! Bă, dar nu de acolo, de aici! Te lasă așa, așa trebuie să arunc de aici! Păi eu cum îmi dau acolo? Păi da, au arunc de aici, arunc de aici, trebuie să arunc pe burtă, bă! Te arunc pe burtă! Bă, trebuie! Mă interesează, te aruncă pe burtă! Bă, de aici! Haide! Nu mă arunc pe burtă, nu! Bă, când e mare chestia că te-ai găsit? Nu, că închiere în buzunar și mă burtă, mă înverzeză! Nu, că bine, hai încerc cu bunda. Hai, o lăsăm așa că nu vrea să fac. Încerc, dar nu pot să fac acum.
dai aia cu capul. Nu se întoarce mingea înapoi, nu intră în poartă. Da, vino mai aproape, să facem mai ușor. Hai, ia, da. Uite, ia, ia. E rândul meu, da? Trebuie să apăs eu 1-1 la puncte, da? Da. 5, what the heck. La tine ce nu fac, nu? Nu, îți duc cu piciorul, să dau cu piciorul. Să-mi pichezi mie. E năcați că căzut schema asta, dovedeți acum pe aici, pe undeva. Da, e mai ușoară, nu știu de ce mie mi le alepulea mai ușoară decât cu piciorul. Știi că eu pot să le fac, gen. La ăsta chiar am avantaj că eu știu să joc fotbal. Dar tu? Da. Hai să dăm. Ca să o fac și mai greu, piciorul meu de bază e stângul. Da, și dacă o să o fac și mai greu, trebuie să dau cu drept. Să dau cu drept, hai. Cum vrei să dai tu cu gâtul azi? Așa, hai să vedem. Dă-i, hai. Da, doamne, să-mi pice una cu piciorul. Dă-i. 6. Ma! Chiar îmi pica una de aia grea. Foarte că Wayne Rooney, stai acolo. Să știi că nu mă arunc pe aici, pe jos. Nu te arunci pe acolo pe jos? Nu. Mamă, trebuie să te arunci, trebuie să te arunci. Ce-am fost atunci? Da, pe burtă mă arunc. Aha, știi ca balenele. Nu contează. Hai, Vede pe filmare golul, da? Hai să vedem ce alege acum domnul Rusty. O străițar. 7! Nu că 7. A picat schema lui Zlatan, o vedeți aici, da? Pa, pa. Hai să facem, hai! Easy 1. Bun, alea să-și fabi numărul 1. Deci aveți schema aici. Trebuie să dea cu exteriorul lovitura aia lui Roberto Carlos. Să coinge așa. Pam. Alea, oricum vedeți aici pe ecran. Haide. Trebuie să dea așa cu exteriorul. Să ducă lângă bară. Ha, dau pe poarta asta, adică? Da, acolo în poarta dai. Așa? Da, pe exteriorul. A, păi ce-ți vedeai pe aici? Da, trebuie să dea așa. Nu mă vină și dai după loc. Da, așa cu ăsta, uite, lovești cu ăsta. Păi nu pot. Poți să lovești aici. A dat dracu, Fabi. Hai. Nici de lângă poartă. Hai că fost mai aproape, dă-i mai tare în ea lui. Păi e scadă parte mingea. Dă-i localul meu cu ciocul în ea, o trebuie spre exterior. Alai, dă-o dracu, mama ei, hai că-ți las punctul. Cât e? 3-3? E 3-3, da. Acum e numărul, e rândul meu să mai aleg, mai avem încă două și e 3-3 până acum. Să vedem cine câștigă. Poate să iasă egal și alții mari să iasă egal. Dă-i. Făcurem 6. 1, făcurăm. 3 nu făcurăm, bun. Dar mamă ce soare mișto e, să mor eu, ia uite ce mișto de spate. Aveți aici videoclipul să-l vizionați ca să vedeți și voi care e schema. Și hai să-i dăm drumul. Ok, schema ei și se pare că o să chiar dă, că nu cred că pot să-l găsă pe piesul și să facem parte ca. Bă, voi știți schema aia lui Maradona, când îți face că dă gol cu capul și dă cu mâinile? Și s-a pus gol, ei, așa e la Fabio acum, ce ziceți? Îi las, hai, că îi las o jumătate de punct și face 3 puncte jumate și eu am 4. Deci îmi plăcut schema. Cum te simți să pierd acest minunat challenge? Îmi dai pe 50 de lei, nu? Băi, este că îți dau 50 de puncte, nu 50 de lei.
What the fuck, asta vrea și bani acum, mă. Jumate din bani. Băi, mă, jefuiește asta, băi, ești de bula. Jumate din bani și jumate de punct. Ia uzi, un sfert de bani, 20 lei. Doar atât, ce trebuie cu 20 de lei, că mi-a venit să mă duc în seara la... La ce, la... N-ai cum în Germania? Hai, mă, lasă. Bun, fraților, dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă vreți să mai învăț, poți să urmea fotbal. Eu sunt Rusty, ea e sora mea. Subscribe, clopoțel și share. Like și comentarii repede la acest vlog, ca să facem mai multe. Și hai să ne vedem la următorul. Pa, pa.